Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire în cafeluță. Haideți să vedem de data aceasta spre ce vor tinde energiile din ceașca de cafea, ce se va vedea în dârele trasate în cafeluță aici, ce vom afla nou despre această zi minunată de marți, 21 februarie 2023. Dar înainte de toate, dragii mei, vreau să vă mulțumesc pentru mesajele voastre extraordinar de frumoase pe care le primesc în timpul zilei. Acestea sunt mesaje de binețe, de binecuvântare, de încurajare pe care eu le primesc de la voi și pentru care sunt foarte recunoscătoare. Simt că fără acestea și fără toată implicarea voastră pe canalul meu de YouTube, nu aș putea să fac ceea ce realizez în fiecare zi aici față de voi. Aceste videoclipuri cu care vin în întâmpinarea voastră în fiecare dimineață. Dragii mei, dacă este ziua cuiva de naștere în această frumoasă zi de 21 februarie, țin să-i urez un călduros la mulți ani și să aibă parte de tot ceea ce își dorește în acest an, să îi se împlinească toate dorințele. Haideți să vedem, dragii mei, și ceașca. Iată, așa arată ceașca noastră de astăzi. Așadar, bine ați venit pe canalul meu de YouTube și sper să vă însoțesc pașii și în această zi minunată spre noi și noi vești, care mai de care mai bune, care mai de care mai pozitive. Iubiții mei, văd aici un ochi mare în fundul ceștii. Poate vă întrebați de ce vă merge greu în casă, de ce nu vă reușesc anumite lucruri. Să știți că acest lucru se întâmplă pentru că nu aveți suficientă protecție, iată, aceasta a scăzut în ceea ce vă privește și aveți foarte multe negativități, foarte multă lume invidioasă privește asupra voastră. Văd o persoană în vârstă aici care vă citește deasupra. Cum vedeți această persoană, cum vă întâlniți cu ea în ziua de, în orice zi, vă scade energia și aveți certuri în familie. Ca să scăpați de această persoană, n-aveți decât să rugați îngerașii să vă ajute, dragii mei, și veți găsi ajutor negreșit. Iubiții mei, văd aici o mașină și cum derapează pe drum. Să știți că în perioada următoare va trebui să fiți foarte atenți la drum, cei care sau cele care conduceți mașina, da? Fiți foarte atenți la volan, nu vă grăbiți, nu mergeți repede pentru că veți avea posibilitatea de a face un accident. Mai ales dacă drumul este alunecos, dragii mei, da? Fiți cu ochii în patru. Văd aici două persoane, dragii mei. Poate că ești tu cu ursitul tău, poate că vă cununați sau poate vă întâlniți de-abia acum ursitul sau ursita, dar vă văd la altar, la cununie, vă văd îmbrăcați în alb. Niște inițiale apar aici, iubiții mei, L, C, M și F. Se pare că în 6 zile sau 6 săptămâni vin vești foarte frumoase pentru voi, vești minunate, fie de la o ușă de stat, de la o judecată sau de la o școală. Văd că se vor rezolva niște probleme, poate o moștenire pe care trebuie să o primiți, văd că aceasta se va împărți și o să fiți foarte, foarte fericiți. De asemenea, apare aici o bucată de pământ. Cel mai probabil că aceasta reprezintă o moștenire, dar văd că sunteți doi frați sau cel puțin doi frați care trebuie să împărțiți această moștenire și nu vă puteți înțelege dacă să vindeți sau nu, pentru că dumneavoastră vreți să vindeți, el nu vrea să vândă și așa mai departe. Dar până la urmă veți reuși să vindeți acea moștenire pentru că și fratele vostru sau cine mai este implicat se va hotărâ în această privință, pentru că va avea și el nevoie de bănuți. Cu sănătatea, dragii mei, văd că vă merge bine, vă lasă durerile, aveți putere să vă faceți toate treburile. Dar, dragii mei, mare atenție la această femeie care vă face farmece, vă trimite negativități în calea voastră, așadar să nu vă
Să nu vă mirați în momentul în care nu vă merge ceva, da? Prin casă sau în viață. Este din cauza acestei femei care nu are ce face, iată, și trimite negativități în calea voastră. Dragii mei, văd că sunteți departe de partenerul vostru sau de partenera voastră acum. Acesta este plecat la muncă, fie la muncă, fie la studii, fie să rezolve anumite probleme. Dar în prezent văd că această persoană este foarte bine și vrea să te asigure și pe tine de acest lucru. Îi merge bine în muncă sau reușește încet încet să își rezolve treburile. Vă trimite diverse mesaje în care vă spune cât de mult vă iubește și că își dorește ceva serios cu tine. Vă spune că o să mai dureze ceva timp șederea sa acolo, dar că va fi spre binele vostru al amândurora. Îți mai spune că nu uită de visurile pe care le aveți împreună și că depune toate eforturile pentru împlinirea acestora. Promisiunea cea mai mare pe care o are pentru tine, și anume aceea că te va lua de nevastă, să știi că se va împlini cât de curând. Dragii mei, chiar apare aici o pereche îmbrăcată în alb. Văd că părăsiți casa părintească pentru a merge într-o casă nouă. Aceasta va fi casa în care veți locui de acum înainte ca soț și soție. Iubiții mei, văd că trebuie să plecați la un drum lung, la muncă. Văd că acolo te așteaptă două persoane care te vor conduce pe drumul spre muncă. Vei câștiga foarte bine la acest nou loc de muncă și vei fi foarte împlinit sau foarte împlinită. Pentru persoanele din zodia Taur, toate lucrurile vor merge bine. Aveți discuții cu oameni noi, intră bani în buzunarul vostru, vă ridicați din greutățile în care ați fost afundați până acum. Veți fi învingători în toate, veți fi foarte puternici. O mulțime de drumuri aveți de făcut în această perioadă, dragii mei. Văd că în 3 zile, 3 săptămâni, faceți cunoștință cu o persoană și cu această persoană mergeți până la logodnă, pentru că vă îndrăgostiți de ea la prima vedere. Pentru persoanele singure, dragii mei, sau persoanele văduve, văd că și acestea își vor găsi în perioada următoare ursitul sau ursita. Este posibil să găsiți această persoană într-o altă localitate. Dragii mei, văd aici o rivalitate între două persoane, fie că sunt două femei, fie că sunt doi bărbați, sau poate dumneavoastră cu partenerul vostru, pentru că partenerul văd că este foarte gelos, are senzația că nu-l iubiți suficient. Dar să știți că această gelozie este doar în mintea acestuia, pentru că nu este fondată. Văd foarte multă neîncredere, foarte multă dorință de posesivitate, de control din partea acestui partener al vostru. Așadar, mare atenție, da, în cuplu, cum vă rezolvați problemuțele. Văd că cineva se va îndepărta în această perioadă, poate că unul dintre voi va pleca la muncă și veți fi despărțiți o perioadă. Da? Aceasta pentru cei care sunt în cuplu în momentul prezent. Văd aici un cadou din partea persoanei pe care o iubiți, un nou început, un nou început cu o persoană din zodia Rac. Din zodia Rac, din zodia Scorpion sau Pești. Un nou început, dar să știți că acest început vine cu puțină neîncredere, cu această neîncredere din cauza trecutului pe care încă nu l-ați vindecat. Văd că pentru mulți dintre voi această relație care va veni nu este exact ceea ce voi ați căutat. Dar mai văd că nu puteți pleca din această relație, ceva vă ține acolo, este foarte multă neîncredere. De asemenea, apar aici două persoane, dragii mei, două persoane care văd că se iubesc foarte mult,
comunicați telepatic foarte bine la distanță, este o relație foarte unită. Să știți că voi, dragilor, veți avea parte de tot ceea ce ați visat și dacă sunteți la depărtare unul de celălalt acum, este spre binele vostru, pentru că unul dintre voi văd că muncește foarte mult pentru binele amândurora. Întâlnirea dintre voi doi, să știți că se va întâmpla peste două puncte. Vă veți muta în aceeași casă. Este posibil pentru viitorul apropiat, mulți dintre voi să vă cumpărați o casă împreună sau poate vă mutați împreună undeva. Mai văd aici, dragii mei, că o persoană mai în vârstă decât voi se tot bagă între voi. Nu vă vrea împreună această persoană și tot vă bârfește, da? Nu este deloc bine intenționată în privința voastră. Vă vrea despărțiți. O pisică, dragii mei, se mai vede aici. Se pare că lucrurile au mers greoi între voi, dar acum totul s-a limpezit. Văd între voi multe mesaje de iubire, mesaje de dragoste, multe cadouri, pace, armonie. Vă împăcați foarte bine, comunicați foarte bine și chiar dacă uneori vă mai certați, văd că imediat apare împăcarea. Se vede aici o baghetă, dragii mei, o baghetă magică. Este clar că pentru unii dintre voi această baghetă magică funcționează perfect. Se pare că ceva foarte pozitiv, fie în relația voastră, fie în viața voastră în general, se va întâmpla cât de curând. Văd că aveți o metodă foarte bună prin care reușiți să aduceți la îndeplinire dorințele pe care le aveți în viața voastră și văd că este ca și cum, iată, rostiți dorința voastră acestei baghete magice și deja această dorință este pe cale să se împlinească pentru voi. Da, acest lucru este foarte frumos. În spatele vostru, dragii mei, văd că aveți un înger. Acest înger te ajută să duci lucrurile la bun sfârșit, te ajută să ai grijă de familia ta, să rezolvi toate problemele și să nu te abați de la drumul vechi, de la drumul cel bun. Haideți să vedem, dragii mei, dorința voastră. Iată că dorința voastră se va împlini, dragii mei. Să știți că veți avea și voi în casa voastră foarte multă liniște, foarte multă pace, foarte multă armonie. Veți comunica foarte bine între voi, între soț și soție, între părinți și copii. Veți avea această bună înțelegere care v-a lipsit în ultimul timp. Astfel încât veți găsi că trăiți în sfârșit o perioadă foarte benefică pentru voi. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost citirea mea de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte citiri pe viitor. Toate bune!